Doroteea, capitolul 10. Autor Marjorie Buckingham. Un străin. Hai, Patricia, dă-i drumul, ce-i cu tine? Întrebă Mariana nerăbdătoare. N-ai scos aproape niciun sunet de când stai aici la masă. Chiar așa? Întrebă Patricia distrată și se uită la celelalte din grupa mare lui cinci, cu un zâmbet destul de slab, în timp ce ședeau împreună, ca de obicei, la cafea. Da, așa este, întări și Roza. Nu este deloc felul tău să fii prost dispusă. Îmi pare rău, se scuză Patricia râzând. Dar ce să spun atunci? Ai putea spune, de exemplu, la ce oră ne întâlnim sâmbătă ca să ne ducem la dans? Interveni repede Dori. De-abia mai stau. Ce pregătiri trebuie să facem? Patricia trase adânc aer în piept. Uite, Dori, începu ea hotărâtă. Nu prea am chef să te iau acolo cu mine. Nu cred că ar fi corect față de părinții tăi. Dorotea Marmon o privi revoltată. Așa departe ai ajuns, Patricia, că mi spui tu ce este corect pentru familia mea și ce nu? Îmi pare rău, Dori. Poate că n-ar fi trebuit să spun asta. Dar acum când am făcut cunoștință cu familia ta, Dori își aruncă capul pe spate. Nu este nevoie să-ți faci griji pentru familia mea. Poți să o lași liniștită în seama mea. Nu le spun nimic despre dans. O să le spun pur și simplu că mă duc la o mică serbare. Ea era mirată că prietena ei nu părea deloc încântată de această soluție. Până atunci, Patricia îi propusese mereu asemenea soluții ca să iasă din încurcătură. Nu, Dori, spuse ea repede, nu face așa ceva. Spune-le adevărul. Ce? De uimire, Dori rămase cu gura căscată. După tot ce am auzit de la tine? Patricia întoarce foaia. Fu comentariul cinic al Marianei. Vrei să te faci mai bună, Patricia? Zise Roza cu un surâs ironic. Fața Patriciei Dyson se înroșii, dar nu-și schimbă părerea. Ei bine, da. Recunosc cu ea deschis. M-am gândit serios la lucrul acesta. Un pic cam târziu. Cel puțin în unele privințe. O, Doamne! Mariana își ridică brațele într-un gest de consternare simulată. Tare aș vrea să știu ce o să se întâmple cu Marele Cinci. Margareta căscă. A, Patricia, mai este un lucru pe care țin mult să-l aflu. Începuia pașnic. Când cineva vrea să înceapă o viață nouă, ce se întâmplă cu cea veche? Patricia păru nesigură. De unde să știu? Răspunse ea evaziv. Cu adevărat, Margareta, câteodată îți trec prin minte lucrurile cele mai imposibile. Celelalte se grăbiră să o apere pe Margareta și protestară cu tărie. Nu, Patricia, aceasta nu este altceva decât rațiune omenească sănătoasă. Margareta are totuși dreptate. Chiar așa, Patricia, este mult adevăr în ceea ce spune Margareta. Explică Dori, care era extrem de supărată din cauza noilor idei ale prietenei ei. Din partea mea e bine și frumos să încep o viață nouă,
Dar nu poți așa de simplu să uiți sau să ștergi cu puretele ceea ce s-a întâmplat mai înainte. De exemplu, dansul acesta. La urma urmei, a fost o promisiune. Patricia oftă. Bine, Dori, zise ea șovăind. Dacă vrei chiar așa de mult, atunci o să ne ducem. Deși nu mă simt prea bine la gândul de a te lua și pe tine acolo. Tu pare să nu te mai simți bine în nicio privință, dacă te interesează, replică Dori supărată. Roza râse. E numai vina ta, Dori, zise ea amuzată. La urma urmei, tu ai invitat-o să meargă la voi. Și de atunci este complet schimbată. Patricia revăzu în minte casa lui Dori. Schimbată? Da, așa era de la vizita ei acolo. Aveau dreptate. După acest sfârșit de săptămână petrecut în familia Marman, ea nu mai era aceeași Patricia Dyson. Viața ei de până atunci nu mai satisfăcea de când făcuse cunoștință cu această familie și cu modul ei de viață. Ei erau cumva altfel, mai valoroși. Da, Patricia, ce au făcut cu tine în ultimul sfârșit de săptămână? Tachinarea blândă îi întrerupse șirul gândurilor. Ea se uită cu o expresie serioasă pe față la prietenele ei amuzate. Uf, nu știu, zise ea oftând. Dar mi-aș dori ca să puteți toate să petreceți un asemenea sfârșit de săptămână în familia lui Dori. Nu o să vă strice cu nimic. După cât se pare, lui Dori îi strică, fu de părere Margareta. Și toate îi spugniră în râs, pentru că ea își spusese atât de serios părerea. Ei bine, chiar eu sunt oaia neagră în familia noastră, răspunse Dori veselă. Cu toate acestea, o să-mi aranjez viața așa cum îmi place mie. N-am niciun chef să-mi fac griji din cauza aceasta. Dar ei o să-și facă griji din cauza ta, îi atrase Patricia atenția. Ea doar ridică din umeri. Din partea mea e treaba lor, zise ea într-o doară. Acum termină odată să-ți mai faci griji pentru mine sau pentru familia mea. Sâmbătă seara o să-mi faci cunoștință cu un făt frumos și atunci totul este iarăși în ordine. Patricia Dyson se încruntă. Dacă îmi imaginez că nu o să fii mai prietenoasă cu el decât ai fost la biserică cu tânărul acela, atunci să știi că n-am niciun chef să-ți fac cunoștință cu cineva. Ah, Ștefan! Dori își strâmbă disprețuitor gura. Totuși, se cam înroșise la față. Dacă tinerii de la dans seamănă cu el câtuși de puțin, renunț să mai fac cunoștință cu vreunul. Patricia clătină meditativ din cap. Nu este nevoie să-ți faci griji, zise ea hotărâtă. Acolo nu există niște băieți ca el. Și cu adevărat nu existau. Când Dori se găsi în sfârșit în vârtejul bucuriei și veseliei exuberante pe care le visase de atâta vreme, gândurile ei nu erau de nimeni mai îndepărtate decât de Ștefan Morris.
Ea se gândea numai la fericirea din clipa aceea. Mulțimea, muzica, mișcarea și ritmul exuberant, toată atmosfera aceea de lipsă de griji, aceasta era viața, își spunea ea. Iar când se apropie de ea un străin înalt, chipeș și brunet, ca să-i ceară următorul dans, spunând cu o voce blândă și melodioasă, îmi permiteți? Fără ca mai întâi să se prezinte, inima a început să-i bată nebunește și ea simți că acum îi se vor împlini visele. Mai întâi șovăi puțin, dar el insistă cu un zâmbet pe buze, care arătau două șiruri de dinți frumoși și albi, sub o musteață deasă. Înainte de a se fi gândit bine ce face, el o și conducea în mijlocul ringului de dans. Următoarele minute trecură ca în vis. Când apoi muzica încetă și ei se opriră, ea se uită la el cu ochii strălucitori. Mulțumesc, zise ea cu răsuflarea tăiată. El n-o lăsă din brațe. Este foarte cald aici, spuse el și se apropie puțin fața de a ei. Ce-ar fi să ieșim o clipă? Ea nu avea nimic împotrivă. De ce ar fi avut? Atenția lui față de ea o măgulia, iar comportarea lui îi insufla încredere. Dar ar fi vrut să știe cine era. Da, aici e mai bine, nu-i așa? Zise el blând, în timp ce stătea în balconul acela mic, care dădea spre sala mare și care era într-o oarecare măsură separat de ea. Oh, da, mult mai bine, în cuvință ea. Aerul proaspăt îi răcorea obrajii înfierbântați și îi făcea bine. Cred că acum este vremea să mă prezint, continuă el. Numele meu este George. Mă bucur foarte mult să vă cunosc, domnule George. Nu, nu. El râse tandru când degetele lui îi strânseră mâna. Lasă-l pe domn, la o parte. Mă numesc George Felden. Prietenii mei îmi zic doar George. Dori râse și ea. Așa este și la mine, mărturisi ea. Mă numesc Dorothea Marman. Dar prietenii îmi zic simplu, Dori. Oh, pot să vă zic și eu așa? Întrebă el galant. Ea încercă să-și tragă mâna din a lui, dar el o ținea cu atât mai tare. Puteți să-mi ziceți cum vreți, răspunse ea într-o doară. Cât timp nu vă vine ideea să-mi ziceți Dorothea, căci urăsc numele acesta. El o privi o clipă lung, fără să zică nimic. Această privire îmbujoră și mai mult obrajii ei înfierbântați și ea se bucură că stătea în întuneric și nu în lumina sălii de dans. Știu un nume pentru dumneavoastră, șopti el. O să vă numesc mica mea prințesă. El se opri căci auzise pași care se apropiau cu repeziciune. Dori! Sunetul numelui ei îi surprinse pe amândoi și ea se întoarse iute. Ești aici, Dori? Era vocea Patriciei Dyson. Ea știu imediat,
deși nu era destulă lumină ca să recunoască trăsăturile fetei înalte și zvelte care stătea acolo în cadrul ușii și se uita întrebătoare la ei. Da, Patricia! Cuvintele sunau a nerăbdare. Ce vrei? Patricia Dyson se apropie câțiva pași, rămase totuși la acea depărtare de la care poți să vorbești fără să strigi. Te-am căutat, Dori. Ea aruncă o privire rapidă asupra însoțitorului lui Dori. Este timpul să plecăm acasă. Să plecăm? Repetă ea fără voie. Hai, nu fi proastă, Patricia! Nimeni nu se gândește să plece acum acasă. George Faldon râse. Chiar așa. De-abia am început să ne distrăm puțin. Seara de-abia a început. Patricia îl privi în timp ce vorbea cu ochii critici. Era sigură că și el o privea la fel, cât îi permitea lumina aceea în amurg. Nu putea decât să ghicească ce credea despre ea, căci el nu zicea nimic care ar fi putut fi de importanță deosebită. Cu toate acestea simțea că între el și ea se înălța o barieră de dușmănie. Impresia ei personală despre acest străin amabil și îngrijit era o antipatie instinctivă. Cu greu ar fi putut să spună de ce nu-i plăcea de el. Nu, nici ea nu știa. Dar în vocea lui era ceva care voia să domine. Și acest lucru o uimea și o supăra totodată. El vorbea de parcă Dori i-ar aparține deja și totuși o cunoștea doar de câteva minute. Patricia rămase pe poziție. N-o să fie așa de ușor cum crede el. O să aibă el de-a face cu prietenii lui Dori. Hai, Dori, vino! Zise ea, fără să-i dea nicio atenție bărbatului. Trebuie să ne pregătim de plecare. Înainte ca Dori să găsească timp ca să răspundă, vorbi Faldon în locul ei. Nu trebuie să-ți faci griji pentru autobuze sau trenuri, doar sunt cu mașina, Dori. Și este de la sine înțeles că o să te duc acasă. Patricia a simțit din nou că în realitate el nu vorbea cu Dori, ci cu ea. În cuvintele lui se afla o provocare indirectă pentru ea. Ei, vezi? Strigă Dori cu zel. N-are rost să-ți bați capul din cauza mea. George o să mă ducă acasă. Cu cea mai mare plăcere. Aprobă el și dădu și din cap. Nu, Dori. Patricia se apropie cu un pas. Eu te-am adus aici și eu te voi duce acasă. Și anume îndată ce ești gata. Dar nu sunt gata, replică ea obraznic. Până sunt gata, mai durează mult timp. Ei bine, o să aștept. Și ea se sprijini de balustrada balconului ca și cum n-ar fi avut de gând să plece de acolo. Timp de o clipă, niciunul nu mai spuse nimic. Apoi Faldon rupse tăcerea și se adresă cu un surâs Patriciei. N-aveți încredere să o lăsați pe prietena dumneavoastră cu mine? Întrebă el și încercă să dea vocii un ton cât mai prietenos. Patricia clătină din cap. Nu este vorba de asta, zise ea străduindu-se să vorbească politicos. E vorba doar de faptul că Dori n-a mai fost niciodată aici, iar eu mă simt cu adevărat responsabilă pentru ea.
Am promis familiei ei. Nu mi-amesteca familia în chestia asta. Strigă Dorin fierbântată. Sunt complet liberă și voi face ceea ce îmi place. Falden râse. Haideți să nu mai pierdem timpul fără rost, zise el. Ce-ar fi să vă duc pe amândouă până acasă? Patricia nu se lăsă convinsă. Nu, deși vă mulțumesc, spuse ea repede. Nu avem mult de mers. Totul este în ordine. Chiar așa, Patricia, protestă Dori înverșunată. Ești în stare să-i strici cuiva toată seara. Dar așa ne-am înțeles, Dori. Știi doar, îi aminti Patricia. Ai fost de acord ca să venim împreună și să plecăm împreună, nu-i așa? Da, dar... Falden își aprinse o țigară. Ei bine, zise el blând, dacă așa stau lucrurile, atunci să-i facem astăzi prietenei tale pe plac. Dar va fi ultima oară, adăugă el, și vocea lui devenise doar o șoaptă. Da, zise Dori tremurând, așa cred și eu. El o luă de braț. Și, continuă el uitându-se în direcția Patriciei, dacă prietena ta este așa de bună și ți-aduce pardisiul de la garderobă, noi o să ieșim și o să așteptăm la intrarea principală. Era limpede că prezența ei nu era dorită, gândi Patricia. Dar pentru că obținuse ceea ce dorise, părea că nu mai are niciun motiv să rămână, ci să plece la garderobă. Bine, zise ea în cele din urmă. Cât timp? 5 minute? George Falden dădu din cap în semnă de aprobare. Drumul spre casă nu fu prea vesel. Dori era prost dispusă pentru că Patricia o privase de proaspătul ei admirator, dar nici Patricia nu era în cea mai bună dispoziție. În timp ce proasta dispoziția lui Dori început treptat să dispară, când se gândea la frumoasele promisiuni pe care i le făcuse făt frumos, Patricia era chinuită tot mai mult de povara temerii și reproșurilor pe care și le făcea. De nu s-ar fi dus cu Dori la dans, n-ar fi trebuit să se ia după ea. După ce făcuse cunoștință cu familia Marman, nu mai simțea nicio plăcere să se ducă la dans. Ar fi trebuit pur și simplu să anuleze această seară. Doar poate că atunci Dori s-ar fi dus singură. Ei bine, atunci ar fi fost pe răspunderea ei. Dar acum ea se simțea responsabilă. Era vina ei că Dori făcuse cunoștință cu acest George Falden. Și unde o să sfârșească lucrul acesta? Cu adevărat, Dori, este ceva la el care nu mi-e place, zise ea după ce prietena ei îi vorbise cu entuziasm despre farmecul lui Falden. Așa? Ce anume? Întrebă ea nerăbdătoare. Patricia clătină din cap. Nu știu ce este, dar e ceva. Nu m-aș încrede prea mult în el dacă aș fi în locul tău. Dori râse și își aruncă provocator capul pe spate. Ai o groază de sfaturi de dat, Patricia,
Dar sfaturile sunt complet diferite de cele pe care mi le-ai dat în urmă cu o săptămână. Patricia aprobă din cap cu o figură nefericită. Da, Dori, știu, recunosc cu ea. Dar ceea ce ți-am spus era greșit. Acum am înțeles lucrul acesta. Dori râse din nou. Dar eu nu pot să înțeleg, Patricia. Știu că îți sunt foarte îndatorată. N-aș fi îndrăznit să intru niciodată în această viață dacă nu m-ai fi ajutat tu. Și uite ce era să pierd. Ah, Dori! Aceste cuvinte o loviră pe Patricia Dyson ca un glonte în inimă. Eu am făcut o greșeală. Chiar așa am făcut, strigă ea. Viața în care te-am inițiat nu conține nimic. Este goală. Între timp ajunseră la poarta Carmelului, căci Patricia insistase să-și conducă prietena până în fața casei ei. Acum, cu mâna pe clanță, Dori se întoarse și se uită complet zăpăcită la însoțitoarea ei. Pe cinste, Patricia, nu te mai înțeleg, zise ea sincer. Te-ai schimbat complet. Patricia tăcu o clipă, în timp ce o privea pe fata de lângă ea, și privirea îi se opri asupra impozantei case vechi din spate, care veghea asupra lor ca un străjer. Și evenimentele din seara aceea îi trecură din nou prin fața ochilor. Apoi își aminti iarăși de oamenii aceia sinceri și cu inimă caldă pe care îi cunoscuse în această casă, de discuția pe care o ascultase atent, de cuvintele din Biblie și de rugăciunea domnului Marman. Dintr-o dată fu copleșită de mulțimea înspăimântătoare de rele pe care le făcuse. Ea o scosese pe prietena ei din siguranța și ocrotirea acestei case și o dusese încotro. Patricia avea destulă experiență, cu toate că era încă așa de tânără, ca să știe că acea cale pe care i-o arătase Doroteei Marman era plină de capcane și de pericole. Dar cum să o avertizeze acum, când doar cu puțin timp înainte o încurajase la aceasta? Și cum să se întoarcă ea înapoi, după ce stăruise cu atâta succes ca ea să pornească pe această cale? Mi-aș dori să te schimbi împreună cu mine, Dori. Aceste cuvinte ieșiră impetuos din gura ei și vocea îi era încordată din cauza tensiunii interioare. Dar Dori râse. Uiți, Patricia, m-am schimbat deja și mă bucur teribil de lucrul acesta. Noapte bună, pesimistă! Mai zise ea și îi făcu veselă cu mâna. Poarta dinspre grădină se deschise și se închise la loc în urma ei. Patricia rămase mult timp unde era și se uită în urma ei, până ce umbra lui Dori dispăru și nu se mai auzi zgomotul pașilor ei pe aleea din grădină. Cum stătea așa Patricia singură pe trotuar, nu-și dădea seama cât timp petrecuse. Începu să plângă în hohote. Își acoperi cu mâinile reci fața udă de lacrimi. Tremura din tot corpul. O, Doamne! Șopti ea zdrobită. Ce pot să mai fac? Ce am făcut? Capitolul 11. Patricia ia o hotărâre.
Miriam Watson puse receptorul telefonului în furcă și se îndreptă radioasă spre soțul ei. Robert! Strigă ea entuziasmată. A sunat Patricia! Patricia Dyson! Da? Fața lui Robert Watson se lumina și ea. Își amintea bine de fată, căci la sfârșitul acela de săptămână se rugase zilnic pentru ea. De ce te-a sunat? Tare ar vrea să vină și să vorbească cu noi. Oh, chiar așa? Robert părea să socotească aceasta o evoluție foarte importantă a lucrurilor. Când? Azi după amiază. Este deja în drum spre noi. Ah, Robert, nu este acesta un răspuns minunat la rugăciunile noastre? Da, într-adevăr, în cuvință soțul ei mișcat. Probabil că este ceva care o neliniștește, altfel poate că n-ar fi venit. Spune că are ceva pe inimă. Robert aprobă din cap dus pe gânduri. Am simțit că domnul i-a vorbit în seara aceea. Nu-i așa, dragă? Ah, Robert! Miriam oftă mulțumită, în timp ce își rezemă capul pe umărul soțului ei. Aproape că este prea frumos. Când te gândești că ea ne-a întrebat dacă poate să vină la noi? Robert își puse tandru mâna în jurul ei. Ar fi trebuit să rogi să rămână aici până la ceai, zise el. Chiar așa am și făcut, răspunse Miriam repede. Și ea mi-a mulțumit călduros și a spus că rămâne cu plăcere. Atunci poate că va rămâne și la cercul nostru biblic de casă din seara asta. Și nu se știe niciodată, poate că aude ceva care să o ajute. O să ne rugăm pentru lucrul acesta, Robert. De la nașterea fetiței lor se pusese problema participării la serviciile religioase. Până atunci se duseseră totdeauna împreună la biserică, dar acum nu le plăcea că unul se ducea, iar celălalt era nevoit să rămână acasă cu copilul. De aceea mergeau împreună la serviciul de dimineață și luau și fetița cu ei, dar în timpul serviciului de seară rămâneau amândoi acasă. Iar după ce copilul adormea, își invitau vecinii la un cerc biblic de casă în sufragerie. La început vecinii nu voiseră să vină cu plăcere, pentru că nu se duceau niciunde la vreo biserică sau vreo comunitate creștină. Totuși, ospitalitatea plină de căldură a familiei Watson îi scosese din rezerva lor. Și astfel, nu durase mult timp până ce aceste întâlniri deveniseră ceva bine stabilit. Miriam cânta la pian, iar Robert conducea cântările în felul lui simplu și prietenos, alegând totdeauna în așa fel cântările, încât acestea să nu aibă numai niște melodii frumoase și ușor de cântat, ci să și conțină mesajul limpede al Evangheliei. Oamenii erau de fiecare dată foarte impresionați. Această mică întrunire nu dura de obicei mai mult de o oră. Chiar înainte de plecare, Miriam îi mai servea cu un ceai. Faptul acesta făcea ca atmosfera să fie plăcută și destinsă. În timp ce Miriam și Robert depuneau în aceste serii mărturie pentru Isus, se rugau ca vreunul dintre ascultători să găsească drumul spre Isus Hristos. Până atunci, nu avuseseră niciun rezultat vizibil. La această mică adunare voiau să-i invite astăzi pe Patricia Dyson. Se auzi soneria.
Patricia Dyson fu primită cu multă prietenie. Robert făcuse căldură bună în cămin. Apa fierbea în ceainic. Miriam Watson făcea parte dintre oamenii care zic că o ceașcă de ceai face parte din rânduiala divină pentru că ușurează contactul dintre oamenii și constituie adesea introducerea pentru o convorbire de la suflet la suflet. Cine poate număra câte lacrimi s-au vărsat lângă o ceașcă cu ceai? Câte legături vechi au fost din nou înnotate? Câte inimi împietrite au fost transformate? Când te gândești la acestea, nu poți decât să fii de părerea lui Miriam. Nici Patricia Dyson nu putea să se închidă multă vreme în fața influenței ei înviorătoare. Astfel, în curând ședea comod cu o ceașcă de ceai aburind în mână și cerea sfatul acestor doi creștini. Este din cauza Doroteei. Începu ea și din cuvintele ei se desprinse marea îngrijorare pe care o simțea pentru prietena ei. Îmi fac griji pentru ea. Robert Watson dădu din cap. Nu numai tu, Patricia, zise el. Noi toți, întreaga familie, suntem foarte neliniștiți în legătură cu ea. Adăugă Miriam și oftă. Era limpede că ei încercau să o liniștească, totuși Patricia nu era ușor de mângâiat. E normal să vă faceți gânduri în legătură cu ea, căci este din familia dumneavoastră, zise ea. Dar îngrijorarea mea e oarecum altfel. Și ea începu să tragă nervos cu degetele de fustă. Cum anume, Patricia? Întrebarea aceasta a venit într-un singur glas. Vedeți, continuă Patricia și emoția ei crescu. În ceea ce o privește pe Dori, toți aveți conștiința împăcată, dar eu nu. Cum așa? Întrebă Miriam în timp ce se uita la soțul ei peste capul aplecat al fetei. Patricia se uită în sus. În ochii ei erau lacrimi. Totdeauna o să mă simt vinovată dacă viața lui Dori va fi ruinată. Pentru că eu am adus-o pe această cale greșită. Acestea erau niște cuvinte așa de grave, încât Miriam și Robert aproape că își reținură respirația. Nu existau cuvinte pe care să le spună ca să o mângâie, dar nici nu voiau să o condamne. Totdeauna am crezut că fac ceva bun dacă o ajut să se distreze puțin, zise Patricia mai departe. Dar acum, când este prea târziu, îmi dau seama că totul a fost o greșeală. Dar poate că nu este prea târziu, Patricia. Ea clătină din cap. Mă tem că este totuși prea târziu, zise ea, fără speranță. Ieri seară, când ne-am întors acasă de la dans, am încercat să vorbesc cu ea și bineînțeles că n-a vrut să mă asculte. Dar pentru asta nu pot face răspunzătoare pe ea. Adăugă ea repede, ci numai pe mine. Miriam simți compătimire pentru tânăra fată. Eu nu cred că este numai vina ta, Patricia. Tu nu puteai să știi, zise ea cu precauție. Patricia Dyson îi privi drept în ochi. Sinceră să fiu, zise ea, și anume cu o seriozitate care le merse amândurora la inimă. N-am știut niciodată că există în viață ceva mai bună decât ceea ce am trăit până atunci.
până când am ajuns într-o zi la Doria acasă și am făcut cunoștință cu dumneavoastră și cu toată familia dumneavoastră și am auzit ceea ce ați spus. Ea se opri o clipă. Cu siguranță că sună groaznic, dar până atunci nu m-am gândit niciodată la Dumnezeu. Ei așteptară ca Patricia să continue. Ea însă era atât de preocupată cu gândurile ei, încât tăcu. Și acum? Se interesă Miriam. Ah, nu știu. Patricia puse jos ceașca goală și își sprijini bărbia în mâini cu coatele pe genunchi. M-am tot gândit la asta, însă nu fac niciun pas mai departe. Pur și simplu nu știu ce să fac. Sau ce să faci din nou? Nu este mai degrabă aceasta, Patricia? Întrebă Robert pe un ton cald. Ea aprobă din cap. Da, așa cred. Recunoscu ea și încercă să-și rețină lacrimile. Tare aș vrea să încep din nou. Dar cum spunea una dintre fete de ună zi în birou? Nu prea are rost să devii un om nou dacă nu știi ce să faci cu cel vechi. Da, Patricia, dar există cineva care știe. Interveni Robert repede. Credeți? Ea se uită la el încordată. Cred, continuă el, că Dumnezeu a promis să ne șteargă trecutul cu buretele dacă venim la El prin Domnul Iisus. El spune căci vreau să le iert faptele rele și să nu mă mai gândesc niciodată la păcatul lor. Patricia clătine din cap. Ah, nu poate să se refere și la mine când zice aceste cuvinte, obiectă ea oftând. De ce nu poate să se refere și la tine, Patricia? Ei se uitau întrebătorii la ea. Asta nu poate să însemne că Dumnezeu vrea să uite complet tot răul pe care l-am săvârșit. Pur și simplu, nu pot să cred așa ceva. Dar asta înseamnă iertare, Patricia, explică Robert grav. Așa ne iartă Dumnezeu. El ne șterge, ne anulează vina și o aruncă pentru totdeauna înapoi a sa. Dar ea nu era încă deplin convinsă. Da, desigur, dar cred că lucrul acesta depinde de ceea ce a făcut cineva, zise ea. Există oameni care niciodată n-au făcut ceva foarte rău și pot să-mi închipui că Dumnezeu le iartă păcatele, dar în ce mă privește pe mine, nu pot să aștept ca El să-mi șteargă păcatele. Sunt mult prea multe. Ea își acoperi fața cu mâinile și îi spune în plâns. Plină de înțelegere, Miriam se așeză alături de ea. Patricia, dragă, zise ea liniștitor și își puse brațul în jurul umerilor ei, care se zguduiau de plâns. Nu contează ce am făcut sau cât de răi am fost. Dacă ne pare rău cu adevărat de păcatele noastre, atunci trebuie doar să le mărturisim lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne ierte numele Domnului Iisus Hristos. Și atunci, El o va face, Patricia. Da, zise suspinând Patricia, fără să-și ridice capul. Dar când ai făcut altora ceva rău, poate chiar le-ai distrus viața, atunci aceasta este altceva.
Dumnezeu nu poate să șteargă pur și simplu așa ceva. Să ierte așa, pur și simplu. Ba da, Patricia, aici greșești. Acest răspuns venea din partea lui Robert. Lacrimile îl încurcase oarecum, dar un asemenea strigăt nu putea să rămână fără răspuns. Există un singur păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta și acesta este păcatul de a nu-l primi pe Iisus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu și ca salvator. Uite, El a murit pentru noi, pentru păcatele noastre și dacă noi nu primim sacrificiul Său pentru noi, atunci Dumnezeu nu ne poate ierta. Nu există nimic altceva care să ne poată ierta păcatele decât sângele lui Iisus Hristos. O vreme destul de lungă tăcură toți, dar apoi Patricia a vorbit din nou. Să zicem, să presupunem că așa este cum ați spus. Începu ea și își șterse lacrimile. Să zicem că Dumnezeu mă iartă cu adevărat. Dar ce se va întâmpla cu Dori? Vedeți, lucrul acesta mi stă pe inimă. Toate acestea nu pot schimba faptul că Dori este pe o cale greșită și, în primul rând, e din cauza mea. Ei bine, chestiunea are două fațete, zise Robert în gând urat. Dori este răspunzătoare pentru ea însă și în fața lui Dumnezeu. Și ea va trebui să dea socoteală lui Dumnezeu pentru modul ei de viață. Ea poate să facă deosebire între bine și rău și ar putea încă să aleagă calea cea dreaptă dacă vrea. Aici nu joacă niciun rol faptul cât de mult o influențezi tu sau altcineva. Și apoi mai există și această posibilitate. Dacă tu însuți ai venit la Domnul Iisus și ți-ai pus încrederea în El, atunci El te poate folosi ca să o readuci înapoi pe Dori. Fața Patriciei se lumină. Chiar credeți? Strigă ea. Ar fi ceva minunat! Voi face totul, totul, pentru ca să îndrept răul pe care l-am făcut și să o aduc pe Dori înapoi la Dumnezeu. Mâna lui Miriam se afla pe umărul ei. Cel mai important lucru, draga mea, zise ea blând, apropiindu-și capul de al ei, este ca tu însăți să cazi de acord cu Dumnezeu și să te împaci cu El. Da, zise Patricia tremurând. Știu, vreau să fac lucrul acesta. De aceea am venit de fapt astăzi încoace. Eu mă gândeam că o să-mi mai vorbiți despre ceea ce ați zis în casă la Dori. Ea se uită de la unul la altul cu lacrimi în ochi, dar zâmbind. Vă mai amintiți? Bineînțeles că ne amintim, răspunse Robert pentru amândoi. Am vorbit despre modul în care am făcut cunoștință cu Domnul Iisus Hristos și l-am experimentat ca salvator al nostru. Niciodată nu o să ne săturăm să vorbim despre lucrul acesta, adăugă Miriam și îi strânse mâna cu căldură. Astfel vorbiră despre niște lucruri care sunt eterne, iar timpul se scurse mult prea repede. Deodată Miriam observă că trebuiau să se grăbească cu cina dacă voiau să fie gata să-și primească musafirii la cercul biblic. Căci pe la ora aceasta avea loc întâlnirea cu vecinii.
Patricia arătă un mare interes când i se povesti despre micul cerc biblic săptămânal de acasă. Și ea se bucură foarte mult că putea să ia parte, așa cum plănuiseră Miriam și cu Robert. Totul era foarte nou pentru ea și savura fiecare clipă. Fusese odată sau de două ori la un serviciu religios în biserică, dar niciodată într-o atmosferă așa de plăcută. Aici era ceva care-i plăcut de la început. Nici ea nu știa exact ce anume era, dar îl simțea că era bine să fie acolo. Poate să fi fost felul prietenos al domnului și doamnei Watson, astfel încât fiecare se simțea bine la ei. Și chiar dacă cineva fusese cu câteva clipe mai înainte un străin, așa ca Patricia, puțin mai târziu se simțea ca unul dintre ei. Poate să fi fost și muzica? Căci sub degetele iscusite ale lui Miriam, pianul aproape părea că vorbește. Patricia ascultă atentă melodiile minunate. Poate să fi fost cântările cu vocea, căci Robert punea tot sufletul atunci când cânta. Deși cele mai multe cântări îi erau necunoscute, curând le intona din toată inima, la fel ca ceilalți. Poate să fi fost și cele câteva cuvinte pe care le rostise Robert, ca o introducere înaintea fiecărei cântări noi și pe care le urmărise cu mare interes. Poate că toți acești factori acționau împreună. Precis că totul venea de la faptul că Dumnezeu însuși era printre ei și le binecuvânta cu prezența sa adunarea simplă, astfel încât ochii ei se deschiseră dintr-o dată sub puterea Spiritului Sfânt, ca să-L cunoască pe Domnul în toată gloria sa. Era o seară unică pentru Patricia și ea luă o decizie clară și reală pentru Isus. Lucrul acesta se întâmplă după ce Robert povestise celor adunați ce însemna Hristos pentru el și ce va face el pentru ei toți dacă își vor pune încrederea în el. Și în timp ce cântau, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am. Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O, mielule, eu vin. Eu vin. Acesta era răspunsul la cuvintele simple că Patricia a găsit iertare, pace și putere interioară, iertare pentru păcatele vieții ei din trecut, pace în mijlocul neliniștii și nesiguranței prezentului și putere ca să fie stăpână peste viitor, indiferent ce ar aduce el. Miriam și cu Robert îl lăudară pe Dumnezeu pentru că le ascultase rugăciunea. Se bucurară împreună de cea din tâi dintre cei pierduți care, prin mărturia micului lor cerc, își găsise salvatorul.